ele. Dar câți ani faci tu azi? 7 ani. Dar ce clasă ești tu? Clasa 1-a D. Bravo. Dar noi cu acest ursuleț venim la tine pentru că astăzi este ziua ta, corect? Da. Și noi vrem să te felicităm din tot sufletul cu ziua ta de naștere. Să-ți dorim o copilărie frumoasă, cât mai multe vise împlinite, note mari la școală, teme puține, așa își dorește fiecare copil, da? Sau mai multe vrei? Mai mult. Dar știi tu, oare, Bogdanel, cine a trimis ursul ăsta la tine să-ți aducă câteva daruri și să-ți facă ziua mai frumoasă? Bunica. Așa, ea te iubește cel mai mult. Dar cine te mai iubește pe lângă bunica? Și mamica și bunel. Exact. Dar mai sunt oameni care te iubesc. Știi, tu ai o nană. Cum o cheamă? Nana Irina și mă iau un berișoară, îl cheamă Brian. Păi uite, această surpriză vine de la Nana Irina, care ne-a rugat să-ți dăm un tort frumos. Uite, vezi, aici este cu un super erou. Îl ții bine? Da. Cine e acolo desenat? Toți eroi. Și uite, ursulețul ți-a mai adus câteva daruri. Ce ai acolo? Tot supereroi? Da. Deci tu ești un supererou la noi. Îl cunoști, da? Te-ai uitat despre el filme. Da, m-am uitat și Bumblebee. Și uite, Nana Irina ți-a scris câteva rânduri. De ziua ta, finuțul meu, mă rog la bunul Dumnezeu să-ți dea tot binele din lume și în minte numai gânduri bune. Noroc, iubire, sănătate, în viață tu să ai de toate. Să ai în suflet numai soare, să-ți fie viața veșnic sărbătoare, să ai parte de fericire și de multă, multă împlinire. Chiar dacă nu sunt lângă tine, să știi că-ți doresc doar bine. La mulți ani de la Nana Irina. Te cuprind cu drag. Mulțumesc. Uite așa. Dar tu știi cine e Nana Irina, da? Da. Unde este ea? În Irlanda. Departe, da? Da. Dar ea când vine, ți-aduce cadouri? Da. Ce ți-a mai adus ea? Ții tu minte ce ți-a mai adus Nana Irina? Da. Ce? Bomboane și gata. Ia, ca așa. Și jucării, da? Da. Nana Irina, mulțumim de surpriză. Ți-a plăcut ursulețul? Da. Hai să te vedem. Ia, ca așa. Nu te vedem de după urs. Bunica, ce-i dorim noi la acest pici de om? Mulți ani înainte, sănătate, să învețe cât mai bine. Sănătate, da? Da. Mult sănătate, iubire, cum să spunem. La școală să învețe bine, să mă asculte și pe mine, și pe bunica, pe bunelu. Și tot ce își dorește el să ai putește. Mulțumim, Nana Irina, de cadou. Îți mulțumesc pentru prietenul. Îți doresc mult sănătate. Să ai dragoste în familie. Deci te-ai pus în plan pe să ne finească. Ești o soră care îi iubesc, în care m-ai susținut. Tete, îți mulțumesc. Cred că nu m-am așteptat. A fost o surpriză și pentru mama. Uite și ziua de naștere a lui Bunelu. Când? Astăzi? Da. Și ce-i dorești tu lui Bunelu? Un cadou frumos. Tu ești cadou. Bunel, ți-ți doresc multă sănătate. Să trăiești până la 100 de ani. Așa. Deci să înțeleg că Bunelul a avut de ziua lui un cadou, da? De Bogdanel. Dar tu știi, măi, Bogdanele, ce înseamnă numele Bogdan? Da. Ce? Bogdan e numele frumos. Exact. Dar știi ce însemnătate are el, să-ți spun? Da. Bogdan înseamnă dar de la Dumnezeu. Tu ești un dar de la Dumnezeu pentru toată familia asta. În rusă se zice Bogdan. Și e că Bogdal. Nu, pe rusă spune Bogdan. Și asta se zice că ești un dar de la Dumnezeu pentru toată familia asta ta frumoasă. Ție la mulți ani, multă sănătate și la fiecare pas să te aștepte câte surpriză plăcută. Ți-a plăcut surpriza de azi? Da, Nana Irina, mulțumesc pentru cadouri și pentru surpriză. Mulțumesc mult sănătate, să fii fericită. Te așteptăm acasă. Ți-a plăcut ursul? Da.
Da. Iac așa. Cum ai s-o cuprins tu pe nana Ira, Irina când a să vină? Ia-n arată. Prinde pe urs. Așa. Ai văzut, nana Irina? Uite așa o să-ți cuprinde. La mulți ani, felicitări pentru finuțul ăsta minunat și pentru toată familia frumoasă. Ia, nana Irina, hai. Cu brainul sănătate, cu vitaluță. Îți mulțumesc, îți doresc mult sănătate. Și te așteptăm acasă. Azi noi vrem petrecere să fie. O zi noi azi vom avea o mie. Cu prietenii tăi buni vom petrece până luni. Ah!